Speră, domnul ministru, că... Doamna comisar, doamna profesor Andronescu, președinta Comisiei de Specialitate din Senatul României, doamnelor și domnilor miniștri, ambasadori, stimați invitați, vreau să mulțumesc pentru invitația de a participa, cel puțin la început, la această întâlnire a dumneavoastră și vreau să precizez de la început că într-o zi de luni, plină ca întotdeauna de subiecte politice și guvernamentale, cred totuși că subiectul pe care dumneavoastră îl abordați astăzi este de departe cel mai important. Uniunea Europeană și implicit România, ca țară membră a Uniunii Europene, este confruntată cu o mulțime de provocări. Criza economică și financiară, competitivitatea, schimbări climatice, crizele de la, iată, de la frontiera Uniunii Europene. Eu totuși consider că cea mai gravă provocare, cea mai gravă criză cu care Europa se poate confrunta, se pregătește în acești ani, și anume criza unei generații posibil pierdute a Europei. Este vorba despre generația care, după 2008, termină diverse forme de educație, nu-și găsește un loc de muncă, o specializare adecvată, o carieră în viață și de aceea cred că această generație, dacă Europa, țările membre, România, nu iau măsuri concrete acum, aceasta va fi într-adevăr o generație pierdută. Și ar fi un lucru mai rău decât orice altă criză sau provocare cu care Europa se confruntă. Cred că tema conferinței de astăzi, cum putem să punem împreună politici nu doar de educație, politici de tineret, politici legate de piața muncii, politici nu naționale, ci politici europene, pentru că orice fel de politică națională, dacă nu este integrată și coordonată cu politici europene, riscă inevitabil să eșueze. Este cadrul ideal în care trebuie discutate problemele, trebuie găsite soluții, iar cei care ocupă funcțiile politice la cel mai înalt nivel, șef de guvern, trebuie să le și implementeze. Spunea pe bună dreptate colegul meu Remus Pricopie despre noul prim-ministru al Italiei, un tânăr, mai tânăr decât mine, că e din generația Erasmus. Și mă gândeam, uitându-mă în Europa, că da, generația de 40 de ani începe să-și găsească un loc de muncă în funcția de prim-ministru. Problema este, care este perspectiva pentru cei care au acum 20 de ani? Pentru cei care acum intră la facultate sau termină? Pentru cei care termină stagiatura, rezidențiatul? Ori răspunsurile sunt din ce în ce mai grele. Și nu sunt doar într-un singur loc. Ne uităm, România, dacă vrem să fim optimiști, ne uităm la rata șomajului în rândul tinerilor în alte țări. Spania, Portugalia, Italia. Dacă vrem să fim pesimiști, ne uităm de asemenea spre zone în care această rată a șomajului în rândul tinerilor este mai scăzută. Realitatea nu poate fi decât calculată la nivel european, pentru că, într-adevăr, tinerii din această generație sunt în primul și în primul rând europeni. Sunt în primul rând europeni, mult mai mult decât sunt eu sau generația părinților mei, și atunci soluția trebuie să fie pe plan european. Din acest punct de vedere, efortul uriaș care s-a făcut pentru elaborarea programului european pentru educație, formare profesională, tineret și sport, adoptat de Parlamentul European, de Consiliul European, cu implicarea substanțială și esențială a Comisiei Europene, a domnului comisar Vasiliu, trebuie să se transpună ulterior în măsuri concrete luate de către guvernele celor 28 de țări membre. Sunt foarte bucuros că România, iată, este între primele țări europene care lansează programul Erasmus+. Asta înseamnă că mulți studenți români și profesori vor putea beneficia de experiența absolut
inegalabilă a unei pregătiri, nu doar pe plan național, ci pe plan european. Și cred că măsurile pe care putem să le luăm și le-am luat sau le-am lansat deja pe plan național și pe plan european, reprezintă un pas înainte. Nu suficient, dar reprezintă. În urmă cu aproximativ o lună, am participat alături de reprezentanții Ministerului Muncii la lansarea în România a proiectelor pilot privind garanțiile pentru tineri. Un program care a fost inclus în strategie și finanțat pe plan european. Doar pentru cei care, nu neapărat pentru media din România, pentru cei care suntem și stăm aici, vreau să știți că în urmă cu o lună, unul din cei care accesau un asemenea program, lider al Asociației Tinerilor Întreprinzători din România, mi s-a părut atât de optimist și atât de bine pregătit, încât i-am propus să fie ministru și astăzi este ministru, Florin Gianu. Așa l-am cunoscut și așa a ajuns ministru pentru întreprinderi mici și mijlocii și dezvoltarea mediului de afaceri. Avem programe lansate pentru tinerii întreprinzători, finanțări nerambursabile, iar pe 17 martie, programul START, care asigură finanțare de asemenea pentru tinerii întreprinzători, finanțări nerambursabile de până la 80% din valoarea cheltuielilor eligibile. Toate acestea sunt mici piese în ceea ce trebuie să fie marele program prin care România și Europa își salvează o generație esențială pentru dezvoltarea noastră ca și continent. Toate acestea puse la un loc trebuie să dea răspunsul pe care cei tineri și foarte tineri îl așteaptă de la noi. Ce vor face mâine și mai ales ce vor face poimine în această țară și în acest continent în care trăim cu toții. Vreau să salut efortul făcut și de doamna comisar și de miniștri și de parlamente, Parlamentul European și parlamentele naționale și să vă spun că în ceea ce privește guvernul, domnul ministru Pricopie nu este prea optimist, va avea întotdeauna sprijinul meu, atât pentru aceste programe care privesc formarea profesională, cât și ceea ce e o precondiție, și anume infrastructura. Astăzi am lansat programul prin care 500 de școli din România vor avea o nouă infrastructură. Vreau să cred că acum, după amiază, lansăm programe prin care ne ocupăm de tinerii care vor merge la acele școli, de profesorii care merg să-i crească pe acei tineri și dacă facem toate aceste lucruri cu consecvență și cu determinare, cel puțin această mare provocare a Uniunii Europene o vom rezolva împreună. Vă mulțumesc încă o dată, vă urez mult succes și dacă o să-mi permiteți, o să mă retrag la alte probleme politice.